nu e o problemă. Bunicii noștri, străbunii noștri, bunicul meu spunea: tată, eu, chiar dacă nu vine lumina de la Ierusalim, candela sfântă cu rugăciune și atât, e suficient. Deci dacă noi acum acasă, acum fiind, suntem la masa de mulți, da? Sunt la masa de Paște, stau la masă și se uită la televizor, aprinde o lumânare, oprește-i pe toți de la masă din pălăvrăgeală, din bârfă, din vorbe de... Hai să ne oprim, acum fraților. Sunt mai puțin la masă, nu prea. Hai să... În familii sunt. Sunt în familii părinți și copii. E, acum la masa de Paște ar trebui să ne oprim cu toții și să cântăm cu toții un Hristos a înviat, să avem exercițiul ăsta să cântăm cu toții Hristos a înviat și să ne bucurăm de faptul că suntem împreună și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cum ne rugăm în această perioadă? Ce rugăciune recomandați? Acum, Hristos a înviat, se cântă întotdeauna de 3 ori Hristos a înviat și rugăciunea Tatăl nostru, desigur, la începutul mesei și apoi rugăciunea de la finalul mesei. Acum nu mai există metanii, nu se mai fac metanii. Metaniile sunt semn de pocăință, metaniile s-au făcut până acum. Oamenii au ținut post, oamenii au stat în asceză, s-au pocăit, le-a părut rău de păcatele săvârșite, s-au spovedit, s-au împărtășit. Cei care nu s-au spovedit și nu s-au împărtășit, și aici voi face o recomandare, preoții n-au avut timp fizic să ajungă chiar în toate casele. De aceea, acum după Paști, vă puteți suna preoții și îi invitați acasă la dumneavoastră să vă spovedească în casele dumneavoastră. Săptămâna viitoare, după Duminica Tomii, părinte, ții și tu acolo o zi de post și te vei spovedi. Părintele n-a avut timp fizic să te spovedească, dar te va putea spovedi după Paști. Cum e, părinte? O zi de post, 3 zile de post, o săptămână de post? Că știți că și aici sunt acum, discuții. Acum deja s-a terminat postul. Din momentul ăsta scrie clar în tipicul nostru, dezlegare la toate. Nu, dar dacă vrei să te spovedești, unii preoți zic că trebuie să ții o săptămână post, păi nu, alții 3 zile. Bine, în post e altceva. Dar acum suntem într-o perioadă a bucuriei, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, suntem în timp de pandemie. Suntem într-o perioadă specială. Și atunci, dacă preotul vine vinerea viitoare la tine, tu știi că vine preotul la tine, ții și tu o zi de post, încerci să-ți faci o listuță cu păcatele, împarți frumos păcatele în cele 3 mari categorii și te pregătești păcate cu cuvântul, cu gândul și cu fapta. Ce ai făcut cu cuvântul? Că ai mai înjurat, că ai mai drăcuit, că ai mai bârfit, că ai mai, te-ai mai enervat, că ai mai ridicat tonul, se întâmplă uneori treaba asta, mai ales la Doamne. Nu? Deci 3 domenii. Da, gândul, păcate cu cuvântul, gândul, întâi, ce cuvinte ai folosit. Fapta. Așa, păcatele cu cuvântul sunt cele mai ușoare. Minciuni, minciunele, aceste, lauda de sine, vorba prea multă despre sine, toate aceste păcate cu cuvântul. Pălăvrăgeala asta, multă vorbire, aceasta este un păcat. Și atunci, sigur că e normal să vorbim între noi, dar să fim foarte atenți ca prin cuvântul nostru să nu atacăm pe cineva. Și atunci păcatele cu cuvântul îi le spunem preotului. După aceea, cu gândul, mândria, orgoliul, ambiția, răutatea, ura, invidia, toate acestea sunt păcate cu gândul. Gânduri negative, gânduri rele, gânduri de judecată, toate acestea le notezi. Apoi păcate cu fapta, desfrânarea, păcatele acestea trupești. Păcatele trupești, dacă Doamne ferește să e cineva care trăiește în păcatul desfrânării, când nu ești căsătorit, harul nu te poate vizita. Dacă trăiești în păcat, din păcate harul vine într-un trup curat. Dacă trăiești cu un bărbat un timp, după aceea trebuie să te căsătorești ca să aduci ce? Har în viața de cuplu. Deci numai harul Domnului coboară în casele în care sunt cuplu. Oamenii căsătoriți. Sigur că da. Și dacă sunt necăsătoriți și ei sunt foarte credincioși și îl slujesc pe Hristos. E foarte bine că slujești pe Hristos necăsătoriți, dar este imposibil să trăiești cu un bărbat în casă și să nu faci dragoste cu el. Nu? Adică, logic, dacă tu trăiești cu un bărbat de 5 ani, de exemplu, păi după 5 ani de zile, nu se poate ca unul dintre cei doi să nu problematizeze. Dom'le, haide să vrem că dacă ne iubim, da, ne dorim ca iubirea noastră să fie veșnică. Soția mea când vrea să-mi facă un compliment, așa, și mi-a spus acest cuvânt care mi-a ajuns în inimă și îl păstrez ca pe o mare dar în inima mea, mi-a spus: dragul meu, eu te iubesc pentru veșnicie. Eu vreau să fiu cu tine și dincolo în veșnicie, nu doar 30-40 de ani de căsnicie aici pe pământ. Deci noi ar trebui să ne gândim la asta. Dacă ne iubim partenerul de viață, ar trebui să mergem la primărie să semnăm că împărțim tot în două, că acolo nu e doar o hârtie, nu e doar o hârtie, că zice: domnule, nu ne leagă pe noi o hârtie. Nu, tată, nu e hârtie. Acolo vei jura și vei semna
că jumătate din tot ce acumulezi împarți cu ea sau cu el. Nu e doar o hârtie. Deci dacă juridic arăți asumarea relației, așa să stai fără asumare e simplu. Să vii acasă ca la hotel, să primești mâncare, băutură, sex și... Și pentru că vorbim de parteneri, iată, în această perioadă soții au stat poate mai mult împreună, au stat mai mult împreună cu copii. Credeți că această perioadă le-a întărit cumva relația sau, din contră, pot apărea mai multe frustrări în această perioadă? Eu am primit acum la parohie, în perioada aceasta, foarte multe programări pentru căsătorie. Septembrie, octombrie, full. Deci eu am cam 200 de cununii pe an și cam 200 de boteze la biserica mea. Foarte mulți tineri vin la biserica mea. Și acum, în perioada aceasta, am primit programări pentru căsătorii. Adică îmi dau seama că după ce au stat ei mai mult împreună, acești tineri, au realizat că vor să se căsătorească. Și bine au făcut. Și mă bucur pentru asta. Deci, cumva, această perioadă te ajută să realizezi ce e cu adevărat important. Și cei care trăiau necăsătoriți acum își doresc, sunt tineri, vă spun, cu bucurie vă spun asta, sunt tineri care abia așteaptă să treacă pandemia să se căsătorească. Și mă bucur pentru asta. Da, dar acest stat foarte mult unul cu celălalt poate scoate la suprafață și defectele. Poate fi și reversul. Da, sigur că da. Păi acum oamenii care urăsc, spre exemplu, oamenii care trăiesc în această patimă a judecății aspre, a judeca absolut orice, oamenii aceștia vor deveni din răi mai răi. Pandemia scoate, schimonosește omul dacă omul nu e atent la dezvoltarea sa personală, dacă omul nu este atent la lumea lui interioară, conștiința lui, dacă e amorțită și nu s-a trezit, va fi dominant reflexul acesta, teama, ura. Dar dacă omul are conștiință și stă puțin și își trezește conștiința și se așează conștiința pe tron, atunci vei începe să vezi binele din tot ceea ce se întâmplă. Pentru că există niște beneficii ale acestei pandemii. Am stat cu noi, am realizat că... Vasile Ioana, părinte, înainte de publicitate ne spuneați de trezirea conștiinței. Cum arată o conștiință trezită? Când știi că un om este trezit din punct trezirea de vedere spiritual? Pentru că suntem la emisiunea Lumea Nevăzută, exact. Da? Trebuie să știm că trezirea conștiinței are loc atunci când omul trăiește mai mult în lumea nevăzută decât în lumea văzută. Noi toți suntem un univers fizico-chimic, da? Și avem ființe dihotomice, adică avem trupul acesta care este coordonat de creierul nostru, da? Și avem un suflet care întrepătrunde trupul acesta și un duh care este sufletul sufletului, adică casa sufletului, casa emoțiilor, coșul pieptului, cum spunea bunica. Acolo se depozitează toate stările noastre. Și atunci, noi toți ar trebui să hrănim mai mult sufletul. Și, din păcate, hrănim mai mult trupul. Aici este problema, că în această pandemie, când a început să apară răul, toată lumea s-a dus să umple portbagajele mașinilor cu mâncare, au cumpărat de toate pentru trup și și-au hrănit trupul dintr-un reflex, desigur. Și frică. Din teamă, da? Dar au uitat de suflete. Abia după ce și-au pus toate lucrurile în cămară și așa au zis, dacă avem ce să mâncăm, ok. Dar sufletul, deci practic, are nevoie de hrană și trupul, dar și sufletul. Și trezirea conștiinței este atunci când sufletul este hrănit în primul rând, prin conectarea lui cu sursa. Pentru că sufletul este de origine divină. Avem mărturia marelui savant Raymond Moody, da? Care a făcut acel referat extraordinar, o lucrare extraordinară de doctorat